Primăria Chișinău vrea să renoveze două scoaruri din capitală cu ajutorul oamenilor. Astfel, în acest sens, autoritățile au lansat un concurs, iar cel care va propune cel mai bun proiect va fi premiat cu 10.000 de lei. Mai exact, este vorba de reamenajarea scoarului de pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din fața clădirii Kentford Business Center și a scoarului Nicolae Gogol din preajma Palatului Republicii. Important, cei care vor să elaboreze un proiect vor trebui să țină cont de documentația de urbanism a orașului, normele în vigoare și de ghidul de design al străzilor municipiului, urmând a depune proiectele până pe 4 februarie. Autorii celor mai bune 3 proiecte vor fi menționați cu premii în valoare de 10, 7 și 3.000 de lei. Premianții concursului urmează a fi desemnați și anunțați pe 5 februarie.